Știindu-le și așa mai departe, șeful statului Cordon a încălcat Constituția vreodată măcar de când e șef al statului? Eu pot, sigur, dacă am să zic acum că a încălcat, o să mă întrebați ce încălcări. Eu vreau să vă spun că domnul Dodon nici nu folosește Constituția. El nu încalcă, el pur și simplu nu o folosește. El a avut nevoie de Constituție ca să ajungă președinte, până aici. După care el a făcut ce aici a vrut el, inclusiv cu incitarea la separatism. Sunt lucruri foarte grave care s-au întâmplat. Foarte grave care s-au întâmplat. Și atacarea valorilor fundamentale a statului, pe care îl conduci chiar de către șeful statului, eu cred că este o problemă foarte gravă. Este suficient să urmărim mesajul președintelui Dodon și să urmărim și să luăm, să desprindem din Constituție și Declarația de Independență acele valori fundamentale pe care este așezată construcția asta statală, vom vedea o mare diferență. Și păcat că în zona politică nu se reacționează la chestiile astea. Este una să faci un interviu sau să te dai cu părerea și să-l critici pe Dodon, dar este totul altceva să ai curaj să inițiezi crearea unei comisii de anchetă, să vedem ce se întâmplă.